Salut! Astăzi vreau să vă arăt un măr pădureț. Pe lângă acest pom trec de fiecare dată când merg la casă, când plec de la Pitești la Merișani. Se află pe marginea drumului la limita de proprietate cu un canal, fost canal de irigații și câmpul. Este un măr care mi-a atras atenția de mult timp, dar doar astăzi am oprit la el să văd ce fructe face. Fiind un măr sălbatic, face niște fructe de mărime medie, de mărimea oului de găină maxim, rotunde, produce fructe din abundență, așa cum se vede de jur împrejurul pomului, este plin de astfel de fructe. Fructe care sunt destul de rezistente, acest soi este destul de rezistent la boli și dăunători. Nu stropește nimeni astfel de pomi. Lângă el am găsit chiar și un puiet cu înălțimea de un metru. Acest puiet am de gând să-l scot în toamnă și să-l iau în grădina mea. Merele produse de acesta sunt cu un gust dulce amărui. Este un măr deosebit de bun, un măr pe care vi-l recomand dacă îl găsiți, să-l scoateți și să-l aduceți în grădina dumneavoastră și în felul acesta vă veți bucura de gustul fructelor vechi, fructe care hrăneau pe bunicii noștri, iar în copilăria mea am mâncat și eu destul de multe astfel de fructe. Cu atât mai mult, acest soi de măr pădureț este un foarte bun portaltoi pentru soiurile nobile pe care vrem să le aducem în grădina noastră. Așa că, acolo unde îl găsiți, luați-l cu încredere, de puiet vorbesc, și mutați-l la voi în curte. Atât pentru astăzi, până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi.